În cei 7 ani de când practic psihoterapie și coaching, un lucru mi s-a confirmat de fiecare dată, fie că am lucrat cu pacienți, manageri, studenți sau cupluri. Calitatea relațiilor cu cei din jur ne influențează în cea mai mare măsură calitatea vieții și fericirea pe care o trăim la nivel subiectiv. Nu e o surpriză atunci dacă oamenii care vin la psiholog pentru diverse motive sunt întotdeauna au probleme care țin de relații, fie că e vorba de relația cu partenerul, cu familia sau cu prietenii apropiați. În continuare, o să vă prezint un principiu extrem de important care ne va ajuta să înțelegem dinamica relațiilor și câteva sugestii practice prin intermediul cărora putem să ne creștem satisfacția cu relația și implicit fericirea pe care o simțim la nivel subiectiv. Aș dori să încep cu o serie de întrebări, 3 întrebări, pe care să le aveți în minte și la care o să încerc să răspund de-a lungul prezentării. De ce unele cupluri sunt prinse într-un ciclu continuu de ceartă și împăcare? De ce apare acest fenomen? Cu siguranță toți ne identificăm sau găsim pe cineva în memorie care se înscrie în situația aceasta. De ce persoanele care ne atrag cel mai mult deseori se dovedesc a fi cele mai nepotrivite pentru noi? Și 3, de ce unele relații merg de la sine, iar altele nu funcționează indiferent de efortul depus? Se pare că problema principală aici ține de o incompatibilitate într-un domeniu esențial. Și această incompatibilitate nu este întotdeauna evidentă. Chiar uneori este percepută ca fiind ceva pozitiv. Și o să discutăm un pic mai încolo de ce. Această incompatibilitate ține de stilul de atașament. Studiile pe atașament au început în anii 50, conduse de John Bowlby, și au continuat până în ziua de astăzi. Acest domeniu este un domeniu robust, care într-adevăr are multe background empiric și teoretic. Aș vrea să vă prezint cele 3, înainte să vă prezint tipurile de atașament, despre ce e vorba. Atașamentul este un mecanism cognitiv de evaluare a disponibilității și siguranței date de persoanele relevante. Acest mecanism apare în copilărie și este în parte genetic, iar în cealaltă parte se dezvoltă în relație cu persoanele relevante, și anume părinții. La adulți, acest atașament este o trăsătură destul de stabilă, poate fi schimbat dificil. Există 3 tipuri de atașament pe care le vom identifica astăzi. Primul se numește atașament anxios. Și persoanele care au atașament anxios sunt deseori îngrijorate față de relațiile cu cei din jur. Au nevoie constantă de asigurări ale afecțiunii partenerului. Au uneori dificultăți în a fi singuri sau independenți. Și de aceea, pentru că țin foarte mult la relația în care se află, tind să ajungă uneori în relații nesănătoase sau abuzive. Le este foarte greu să renunțe la o relație care nu funcționează. Sunt neîncrezători, creează teste, să vadă dacă disponibilitatea partenerului va rămâne și el va fi dispus să investească în relație, fără să-l întrebe în mod direct. Spun uneori că persoanele de sex opus sunt reci sau fără inimă, pentru că nu se raportează cu această intensitate la relație așa cum o fac ei. Al doilea tip de atașament se numește atașament evitativ și este oarecum în oglinda primului tip de atașament. Persoanele cu acest tip de atașament sunt extrem de independente, sunt centrate pe sine. Sunt inconfortabili cu intimitatea, găsesc diverse scuze sau justificări pentru a ieși din aceste situații intime pe care le văd inconfortabil. Deseori ei simt sufocați când ceilalți încearcă să se apropie emoțional de ei și justifică această distanță găsindu-le diverse defecte. Da, niciodată nu sunt complet mulțumiți. Ei își construiesc viața astfel încât să evite angajamentele sau prea mult contact intim. De exemplu, este persoana care lucrează 10-12 ore pe zi, iar când partenera sau partenerul îi cere să se întâlnească mai mult deodată pe weekend, devin furioși. Da? Țin foarte mult la libertatea și independența lor. Undeva la un echilibru între aceste 2 tipuri de atașament este atașamentul securizant. Și persoanele care au acest tip de atașament sunt confortabili să exprime interes și afecțiune în mod direct. Dacă o persoană cu atașament securizant te place, vei ști asta de la început. Ei sunt confortabili să fie independenți sau singuri, deși își doresc o relație. Pot să accepte respingerea și să meargă mai departe în situația în care sunt respinși sau relația nu funcționează. Sunt loiali și predictibili. Și această predictibilitate de multe ori este percepută ca fiind ceva negativ, par plictisitor, poate. Și e foarte important, nu au dificultăți în a avea încredere în oameni.
tind să asume că oamenii merită încrederea lor și se vor risca acordându-le. Toți avem un profil al atașamentului. Avem probabil trăsături din toate cele trei tipuri de atașament, însă unul sau două dintre ele vor fi mai dominante. Și acest profil dominant va determina felul în care ne vom raporta la relație și la ceilalți, la sexul opus. Vreau să discut două subiecte aici. Știind această teorie, putem să înțelegem niște probleme care apar atât în atașament, atât în situații de dating, adică de formarea cuplurilor și de găsirea cuiva compatibil, cât și în relațiile deja existente. Și aici o să insist și cu sfaturi practice. Atașamentul în dating. Pe ce se întâmplă în dating? E foarte important să ne dăm seama că marea parte a persoanelor care sunt disponibile, care sunt single și pe piață, au un tip de atașament evitativ. De ce? Pentru că ei, marea parte a vieții, sunt singuri, nu sunt foarte confortabili cu relațiile. Și atunci o să fie oarecum, o să găsim o distribuție mult mai mare în populație decât ar fi statistic. Și dacă vrem să găsim pe cineva care are un alt tip de atașament, și imediat o să explic de ce am vrea acest lucru, asta înseamnă că trebuie să cunosc mai mulți oameni, să dau mai multe șanse mai multor oameni și să nu mă decid din prima. Apare un fenomen de atracție extrem de intens între atașamentele de tip evitativ și cel anxios. Oarecum se complementează într-un mod extrem de disfuncțional. Dacă stăm să ne gândim, ce se întâmplă dacă cineva cu atașament evitativ întâlnește pe cineva cu același tip de atașament? Probabil că nu o să dureze foarte mult. Nu există acel glue, acel lipici care să-i țină împreună. Probabil că va rămâne la un nivel de aventură sau înțelege de genul friends with benefits. Însă nu va exista o relație pe termen lung, pentru că nimeni nu e dispus să investească atât de mult. Dacă se întâlnește cineva cu un comportament evitativ și cineva cu atașament securizant, cel cu atașament securizant va tolera respingerea de câteva ori, după care cu siguranță va merge mai departe, va găsi pe cineva care este interesat de persoana lui. Dacă punem pe un anxios și un securizant, anxiosul va aprecia faptul că securizantul este sincer și va manifesta direct interesul, însă va părea de multe ori plictisitor în comparație cu experiențele anterioare sau experiențe idealizate. Și aici apare problema. Când cineva cu atașament anxios se întâlnește cu cineva cu atașament evitativ, apare un fenomen foarte interesant și foarte intens. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, sunt complementari în atașament și în nevoile pe care le au. Și apare acel fenomen de roller coaster emoțional. Totul începe foarte bine, este o conexiune extraordinară, este jumătatea mea, the one, în momentul în care ne întâlnim, o conexiune pe care n-am mai simțit-o cu nimeni altcineva, sunt șarmanți, sunt interesanți. Însă pe măsură ce ne apropiem din ce în ce mai mult și apare ideea unei relații la orizont, se întâmplă ceva, se produce o ruptură. Personajul cu atașament evitativ va vrea o pauză, va dispărea. Se întâmplă de obicei situații în care două săptămâni nu mai auzim nimica de la el sau de la ea. Sau apar certuri și discuții foarte intense în care nu găsim un compromis când e vorba de timpul petrecut împreună sau exclusivitate. După aceste discuții sau certuri, iară se revine la emoția de la început, care va fi din nou foarte intensă și foarte plăcută. Problema e că a doua oară va fi mult mai scurtă și ciclul se repetă. Problema e că aceste momente de down sunt din ce în ce mai multe și mai durează mai mult, în timp ce momentele pozitive vor fi din ce în ce mai rare. Asta e un fenomen care apare și în adicții. Și într-un mod similar, devenim dependenți de persoanele care ne oferă recompense sporadic și fără predicție, adică nu ne putem da seama când o să primim recompensa. Și problema principală este că aceste persoane tind să definească acest roller coaster emoțional ca fiind iubirea adevărată. Și orice altceva nu este iubirea adevărată. Sigur, aici contribuie, să spunem, și mass media și cultura pop care încurajează modelele astea. Să vă dau un exemplu. Uite niște versuri, nu știu dacă se vede. Ultima piesă de la Pink sună ceva de genul: "Sometimes I hate every stupid word you say, you push all my buttons down. At the same time I wanna hug you, but I hate you, I really hate you so much, I think it must be true love." Și asta nu este o excepție. Aș putea spune că jumătate din piesele care sunt acum la radio promovează ideea că o relație liniștitoare și care îmi permite să fac și alte lucruri nu este iubirea adevărată. Uite și un exemplu autohton. Spune Lunea că împreună suntem un cuplu dezastru, dar nici nu vreau să mă gândesc că extremele se atrag, când e dragoste curată ne unim ca yin și yang, dar noi ne potrivim fiindcă ne iubim. Connect R.
Astea sunt doar scurte exemple. Mulțumesc. Problema e că oarecum în conștiința noastră avem ideea asta că ca să iubim cu adevărat trebuie să suferim. De ce trebuie să suferim? Cum ne ajută teoria atașamentului în acest proces de dating, de găsirea unui partener? Păi e foarte important să ne dăm seama care este profilul nostru de atașament, care sunt nevoile noastre legate de atașament. Și dacă le cunoaștem, fie că e vorba de siguranță în cazul atașamentului de tip anxios, sau autonomie și libertate dacă e vorba de atașamentul evitativ, e foarte important să le comunicăm și să le exprimăm clar de la început. Și asta oarecum se bate cap în cap cu sugestiile oferite de prieteni sau de comunitatea de dating, în care e foarte important să play hard to get, să fim oarecum inaccesibili, să nu părem implicați atunci când suntem într-adevăr. Și asta duce la o altă problemă, faptul că deseori jucăm tot felul de joculețe în care testăm interesul partenerului sau ne ascundem personalitatea și nevoile. Dacă el sună, aștept două zile să sune, pentru că dacă sunt prea repede, înseamnă că sunt prea implicat și o să transmită că sunt needy și asta nu-i bine pentru că nu dă bine. Când, de fapt, ce fac eu cu faptul că mi-ascund aceste nevoi de confirmare și apreciere, este că transmit o nevoie de atașament care nu mi se aplică mie. Pretind că sunt altcineva și setez relația prin niște așteptări neadevărate. Bine, bine, dar dacă sunt sincer și needy, asta înseamnă că o să fiu respins. Așa este. Respingerea este utilă. Aș putea să privesc respingerea ca fiind ceva care arată că sunt deficient, că nu sunt destul de interesant sau suficient de atractiv. Sau aș putea să spun că este vorba de o incompatibilitate. Adică persoana cu care tocmai m-am întâlnit nu este compatibilă cu nevoile mele. Nevoile lui nu sunt compatibile cu nevoile mele. De ce aș vrea să investesc timp și efort cu cineva cu care nu sunt compatibil? Ar fi mai util să spun, nu suntem compatibili, hai să încurajăm această respingere cât mai repede. Da? În primele 5 minute. Am rezolvat problema, următorul. Bun. Dacă avem un atașament de tip evitativ sau anxios, ar fi foarte util să căutăm pe cineva care are un atașament de tip securizant. De ce? Pentru că cei cu atașament securizant sunt confortabili și să ofere acea libertate și independență de care are nevoie cel evitativ, cât și de acele confirmări și apreciere și siguranță de care are nevoie cel anxios. Astfel încât nevoile pot fi satisfăcute. Problema e când relația apare între cel anxios și cel evitativ, este că nevoia de apreciere și de încurajare a anxiosului va limita libertatea și independența evitativului. Practic, ei nu își pot îndeplini nevoile în același timp. Și pe măsură ce va trece timpul, această incompatibilitate se va transforma în tot mai multe reproșuri, tot mai multe certuri, până când ajungem la potențial relații chiar abuzive. Atașamentul în relații. Ce știm despre relații cu persoanele care au atașament anxios? Ele au nevoie de siguranță și sunt sensibile la ambiguitate, pe care o percep ca o amenințare la relație, chiar dacă nu este cazul. Da, nu-mi răspuns la telefon, înseamnă că vrei să ne despărțim. Trebuie să sun de 6 ori să-mi confirm că totul este în regulă. Da? Ei nu își pot comunica nemulțumirile. Când devin frustrați, se închid în ei și nu comunică exact de ce au nevoie. Și din cauza asta se comportă defensiv, de multe ori reproșează sau creează tot felul de teste. Cei cu atașament evitativ au nevoie de libertate și de independență. Sunt sensibili la reguli și la angajamente, le detectează din timp. Și le consideră ca fiind amenințări la independență. Ei presupun reavoință în intențiile celorlalți, că vor să le facă rău. Și deseori critică persoana pentru a o îndepărta, renunță la relație, cer pauze și zic știam că vrei să mă manipulezi sau că vrei să mă prinzi în capcană. Persoanele cu atașament securizant au încredere în sine și în ceilalți, sunt predictibili și înțelegători cu defectele celorlalți. Își comunică direct nevoile atunci când ele nu sunt îndeplinite și își recunosc greșelile fără să se justifice. Pentru că își recunosc greșelile fără să se justifice, li se pare normal ca partenerul să aibă defecte și le pot accepta. Dar nu caută partenerul ideal sau perfect. Cum ne ajută în relație această teorie a atașamentului? Păi, dacă vă arăt această poză, ce este acest desen? Este un iepuraș. Cine vede o rățușcă? Cine vede un iepuraș?
Cam jumii-juma. Acum, sigur, întrebarea este, până la urmă, ce fel de desen, despre ce vorbim aici? Și răspunsul este, sunt amândouă imaginile într-un singur desen. La fel putem vorbi și despre relații. Nu există un standard, nu este un mod corect de a avea o relație. Nu există, asta se face, asta nu se face, că nu e ok. Ci mai degrabă vorbim despre perspective diferite legate de relații. Și sigur, aceste perspective exprimă niște nevoi diferite. Dacă înțeleg că există aceste nevoi diferite, atunci pot să o duc la nivelul următor și să-mi dau seama că mulțumirea mea depinde direct de mulțumirea partenerului. Nu există o șansă să fiu fericit dacă nu asigur și nevoile partenerului. Și oamenii care sunt eficienți în relație tind să înțeleagă acest lucru. Dacă te fac pe tine să te simți bine, și eu mă voi simți bine. Și atunci interesul meu să te fac să te simți bine. Emoțiile negative ale partenerului sunt întotdeauna cauzate de nevoi neîmplinite. Și în loc să mă simt atacat sau acuzat, aș putea să încerc să identific care sunt acele nevoi. Pentru că dacă le îndeplinesc chiar și parțial, și cealaltă persoană va fi dispusă să o facă la rândul ei. Astfel am două mesaje cu care aș vrea să rămâneți astăzi din această prezentare. Primul. Comunicarea cât mai clară și mai sinceră a propriilor nevoi și defecte ne autoselectează parteneri compatibili. Da? Dacă nu fac acest lucru și dacă încerc să prezint o imagine ideală, voi baza relația pe niște așteptări nerealiste și de acolo numai în jos mai poate merge. Cu cât mint mai mult la început, cu atâta mă voi găsi pe cineva care este mai incompatibil cu nevoile mele. Și doi, nu există nevoi corecte sau greșite. Orice perspectivă este validă. Contează dacă putem ajunge la un compromis sau nu cu persoana respectivă. Dacă putem ajunge la un compromis decent pentru amândoi, atunci suntem potriviți pentru o relație. Altfel, ar fi mai preferabil să nu ne implicăm în relație, să căutăm pe altcineva. Vă mulțumesc!